Bună ziua, dragi copii! Sunt Mihaela de la Șandor și astăzi vom vorbi despre cerebel și diencefal. După cum știm, encefalul este cel mai mare și mai important organ al sistemului nervos, localizat în interiorul cutiei craniene. Encefalul este format din țesut nervos, fiind străbătut de o rețea densă de vase sangvine care îi asigură atât oxigen cât și substanțe nutritive și îl eliberează de dioxid de carbon și toxine. Encefalul este format din trunchi cerebral, cerebel, diencefal și emisfere cerebrale. Dar noi vom vorbi astăzi despre cerebel și despre diencefal. Cerebelul este localizat în spatele trunchiului cerebral, după cum puteți observa și aici, sub lobul occipital al emisferelor cerebrale. Cerebelul este legat de trunchiul cerebral prin mase de substanță albă sub formă de trei perechi de pedunculi cerebeloși. Cerebelul este împărțit în două emisfere, dar să aveți grijă, sunt emisfere cerebeloase, unite între ele printr-o porțiune numită vernis. Suprafața emisferelor este brăzdată de numeroase șanțuri, dar aceste șanțuri, spre deosebire de șanțurile care se găsesc la suprafața emisferelor cerebrale, sunt paralele, cele adânci delimitând lobi. Alcătuirea internă a cerebelului cuprinde atât substanță cenușie, cât și substanță albă. Spre deosebire de trunchiul cerebral sau măduva spinării, substanța cenușie din alcătuirea cerebelului se găsește la exterior, formând scoarța cerebeloasă și în interior nuclei cerebeloși. Substanța albă se găsește în interior și are forma coroanei unui arbore, tocmai de aceea se numește și arborele vieții. Cerebelul este organul de adaptare a organismului la gravitație și inerție. El are o legătură directă cu coordonarea mișcărilor corpului. De aceea spunem că cerebelul îndeplinește prin componentele sale funcții de menținere a echilibrului prin arhicerebel, asigurarea sensibilității proprioceptive de control al mișcării prin paleocerebel, respectiv lob anterior, dar și în coordonarea mișcărilor fine de mare precizie prin neocerebel, respectiv lobul posterior. În anumite situații, cerebelul poate fi extirpat, respectiv îndepărtat. După extirparea acestuia apar niște simptome, și anume atonia, care constă în diminuarea tonusului muscular, astazia, care se manifestă prin tulburări ale ortostatismului, adică imposibilitatea de a sta în picioare fără o bază largă de susținere, astenia, respectiv scăderea forței voluntare și mersul ebrios. Dar ce credeți? După câteva luni, aproximativ 3, tulburările se atenuează, deoarece funcțiile cerebelului vor fi preluate de scoarța cerebrală. Diencefalul este localizat tot în cutia craniană, dar deasupra trunchiului cerebral și sub emisferele cerebrale. Iată, aici este, vedeți, diencefalul, deasupra trunchiului cerebral și sub emisferele cerebrale. El este format din mai multe mase de substanță nervoasă, și anume talamus, subtalamus, metatalamus, epitalamus și hipotalamus. Alcătuirea internă a diencefalului include substanța cenușie la interior sub formă de nuclei și substanța albă la exterior. Să vorbim puțin despre componentele diencefalului. Talamusul reprezintă o verigă importantă în manifestarea sensibilității organismului.
Talamusul este partea cea mai voluminoasă a diencefalului, având rol de transmiterea impulsurilor care vin de la piele, de la mușchi, de la organe interne, prin căile senzitive ale măduvei spinării și trunchiului cerebral, în drumul lor spre scoarța cerebrală. Talamusul are rol în mecanismele care asigură menținerea atenției, a stării de activitate a scoarței cerebrale în timpul perioadei de veche, dar și rol în învățare. Un traumatism, o leziune la nivelul talamusului va determina pierderea sensibilității tactile sau paralizii sau tulburări de somn. Subtalamusul aparține sistemului extrapiramidal pe căile descendente ale scoarței ale emisferilor cerebrale, cu rol în stabilizarea activităților motorii inițiate într-o arie corticală. Metatalamusul reprezintă o stație pe traseul căilor vizuale și acustică, o stație de întrerupere sinaptică, deci calea vizuală și calea acustică vor trece prin metatalamus. Epitalamusul coordonează reflexe olfactivo-somatice și reflexe motorii și secretorii digestive. Iar hipotalamusul, numit și creier vegetativ, controlează și reglează funcții vegetative. El are legături strânse cu hipofiza și intervine în menținerea homeostaziei, respectiv a constantelor fiziologice ale corpului, reglează temperatura corpului, echilibrul hidric, intervine în reglarea comportamentului alimentar, acelui afectiv, emoțional și sexual. Hipotalamusul reglează și mecanismul sau bioritmul somn-veghe, numit și ritm nictemeral. Să reținem faptul că hipotalamusul este cel mai important centru coordonator al funcțiilor vitale, respectiv funcțiilor organelor interne și al unor reacții legate de instincte și stări emoționale. El acționează asupra organelor interne, atât pe cale nervoasă, prin mecanisme nervoase, cât și pe cale umorală, hormonală, având în vedere faptul că hormonii hipofizari sunt secretați sub controlul hipotalamusului.